Puncte Inima a fost fondată în anul 1990 de către părintele Thierry de Roussy, care a fost superior general al Congregației Slujitorii lui Isus și ai Mariei. Este o mișcare catolică de compasiune și de mângâiere pentru copiii și persoanele cele mai neglijate. În primăvara anului 2000 a fost recunoscută ca asociație privată a credincioșilor. Puncte Inima dorește să le ofere tinerilor misionari posibilitatea de a trăi cel puțin un an în sânul unei mici comunități într-un cartier defavorizat din lume. Liana Sas, o tânără din Sighetul Marmației, e parte din această misiune de voluntariat de ani buni. Acum se află în Cuba. O prezență și atât, nimic mai mult, de libertate incredibilă. Și așa am înțeles că prezența noastră nu poate să fie altfel decât valoroasă. Nu depinde de ce suntem capabili să facem sau de calitățile noastre excepționale și nici măcar de eforturile noastre. Și da, vreau să rămân cu ideea asta că prezența mea e valoroasă și prezența tuturor e valoroasă. Acești tineri încearcă să fie un refugiu de afecțiune pentru copiii lipsiți de iubire, sprijinindu-i atât pe ei cât și pe familiile lor, să formeze legături de prietenie și de încredere, vizitând oameni marginalizați, părăsiți și suferinți, să fie o punte între viața de stradă și parohie, între stradă și actele de caritate care există în jurul lor. Mii de tineri fac parte din această mișcare misionară. Am decis să merg în misiune ca să fiu mai aproape de cei care au nevoie de a fi prezent. Pentru că prezentul nostru este foarte important. Este foarte important să, ca persoana de lângă tine să știe că cel de lângă el, ea, este prezentă cu tot sufletul. Cred că așa lucrul cel mai important pe care l-am ajuns să-l înțeleg e modul de a iubi fiind o prezență în viața celorlalți și cumva mi se pare că e chiar modelul lui Isus, în sensul în care iubirea e gratuită. Îmi doresc să învăț să iubesc mai mult. Și mă voi dori cu totul, cu mâinile goale.